De la pompe funebre aveți un colet pentru noi. Ce colet, domne? Tata aia. Nu v-am întrebat gradul de rudenie, da? Și nu vorbiți de întrebat. Moartea e o chestie serioasă, domnule, nu ne jucăm aici. Unde e coletul? Haideți înăuntru. Da, e în camera cealaltă, pe masă. Dacă vreți, vă ajut să-l cărăm. Nu atinge nimeni nimic. Mai întâi completăm un formular. Da, pe acolo, mă rog. Numele coletului? Nicolet, domnule, tata aia, ți-am mai zis. Popescu Ion. Popescu Ion. Copie după certificatul de naștere, buletin, certificat de deces, legalizate și o taxă de timbru de 3 lei. Domiciliu? Strada Cucului numărul 3. Asta de aici? Da. Vreți să țineți aici pe eternitate, așa, pentru totdeauna? Domiciliu unde-l cazați? La cimitirul Belu. Belu. Vă trebuie cerere de la administrația financiară pentru scoatere din evidență de aici, pentru scoatere de la întreținere, avizul de la administrația cimitirului că îl primesc la ei, cavou sau mormânt? Păi, care e diferența? Pentru cavou vă trebuie autorizație de construire, trecere în intravilan, acordare la apă, canal, gaze, televiziune, internet, telefon. Stai, domnule, ce trebuie lui tata? E internet, telefon, gaze, apă. E opțiunea dânsului dacă le folosește sau nu. Noi trebuie să avem aici. Și certificat PUZ. Nu știu dumneata ce e ăla, dar trebuie. Bine, mormânt atunci. Vă trebuie raportul geologic cu densitatea, structura și compoziția sălului, adeverință că groapa nu intersectează pânza freatică, tuburi de canalizare, linii de metro sau autostrăzi suspendate prin pământ. Greutatea clientului? Nu știu, 80 și ceva de kilograme. Nu și ceva, exact, greutatea exactă, că dacă dumneata te duci în alimentară și te înșeală cu 200 de grame la cântar acolo, faci gât, faci scandal, ne distrugi afacerea. Ia, aduceți, bă, cântarul ăla să-l vedem cât are. Nu, domne, nu, stai, treci acolo, 84.500. Rămâne așa? Rămâne așa. Nu modificați. 84.500, așa. Știți că dacă e mai mult, v-ați fi taxat cu 5,6 euro pe kilogram în plus. Doriți cortegiu funerar? Normal. Vă trebuie aprobare de la poliția rutieră în care specificați traseul, viteza de deplasare, numărul de opriri și numărul de persoane din cortegiu. Câte? Păi, nu știu. El mai are vreo 3 surori vii pe la țară, mai are și bunica, vă 3 cu tot neamul cât s-or veni. Să zic 50-60 de persoane. 50-60. Dacă doriți mai mulți, ne spuneți că avem o bază de date foarte mare, vreo 500 de persoane cu CV, cu poze, vii alegeți, faceți casting cu îngropător, dezgropător, cu bocitoare profesioniste, cu... Nu, lăsați, rămân 50-60, e suficient. Tabel nominal cu toți, cu semnătura fiecăruia, declarație, declar pe proprie răspundere că în timpul soțirii mortului nu voi scandalo, zinci guvernamentale, anti-PSD, s-a înțeles? Bun. Vreți să aruncați cu banii în intersecție? Dacă asta e tradiția, eu nu prea vreau, da. Păi e obiceiul, dar puteți să provocați accidente. Fiecare monedă va purta pe ea un bilețel pe care scrie atenție, moneda poate să ucidă. Eu vă recomand bancnote, mai ușoare. O să folosiți lumânări? O să folosesc. Aprobare de la gardă de mediu pentru poluare, de la pompieri, de la ISU. Fiecare membru al cortegiului va purta pe el o vestă ignifugă cu o cască de protecție și cu o mască de gaze. Dar le puteți achiziționa de la firma noastră cu 3 euro pe oră, dacă doriți. Bun, facem pagină de Facebook pentru mort cu panglicuță de aceea neagră la poza de profil, să bocească fanii, follower și... Ce mai trebuie domnului cont de Facebook? De nu pentru el, pentru cei care rămân acolo, cu comenturi. Câte comenturi? 200, 400? Sunt comenturi în română, Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l respecte și mai sunt și de la în engleză, RIP, care costă mai mult, că sunt în engleză. Treceți dumneavoastră ce vreți. Deci doriți. Distribuiri, ceva? Nu. Bun. Pe cruce, doriți poză sepie normală sau de aia electronică cu imagini care rulează în buclă, cu viața defunctului, cum se uita în clasa 3 pe sofusta învățătoare, cum mergea cu vaca, cădea prin balegi, de asta, să amintesc de el. Da. Bun, cu leduri de jur împrejurul crucii, se fac așa la infinit? Da. Așa, până acum vă costă 35.493 euro fără TVA, plătiți cash sau card. Cât? Doamne, ferească, domnule, 35, nu, dar nu-l mai îngrop, nu, îl incinerez. Doar în weekend, în cursul săptămânii nu facem grătare. Fai de ca, 35.000 de euro, doamne, noi suntem oameni săraci, domnule, de unde 35.000 de euro? Ce, doamne, iartă, mă fac eu acum cu boșorul? Tot eu să vă rezolv.
200 de euro e bine? Da, normal, dar da, cum să procedăm sau... Lăsați geamul deschis la noapte și vorbesc cu niște băieți, vi-l fură, a dispărut mortul, nu mai aveți probleme. Au zis, dacă vă dau 300 de euro, nu o luați și pe bunica mea? E vie? Este și cam trebuie casa. 350, gușuit, costă, efort, poate să-ți bate riscul, zgârieturi. Rezolvăm, nicio problemă. Se poate plăti și în lei? Bagă aici. Vă mulțumesc, frumos. Sănătate. Doamne ajută. Ai sănătate. Condolență. Da, vă mulțumesc. Să fie primit.